cele șapte festivaluri din trei perioade de timp, Dumnezeu a desemnat festivalul trâmbițelor pentru ca noi să ne pregătim pentru ziua ispășirii suflând din trâmbițe în prima zi a lunii a șaptea a calendarului sacru, cu zece zile înainte de ziua ispășirii. Dacă ne uităm la originea în Vechiul Testament acum 3500 de ani, când Moise a coborât cu cele zece porunci pentru prima dată, israeliții se înzinau la idol în forma unui vițel de aur. Ca rezultat al idolatriei lor, el a aruncat tablele de piatră la poalele muntelui și le-a spart. În acea zi, aproximativ 3000 de idolatri au fost sacrificați. După aceea, israeliții au realizat complet că ceea ce au făcut era greșit. Ei au realizat. De asemenea, voi sfântă a lui Dumnezeu, determinând că nu se vor îngina niciodată la alți dumnezei sau idori cu excepția adevăratului Dumnezeu. Prin urmare, ei s-au pocăit pentru ceea ce au făcut și prin porunca lui Dumnezeu care a spus, urcă ca să primești al doilea set de zece porunci, Moise a urcat pe muntele Sinai în prima zi a lunii a șasea. Acolo a postit timp de 40 de zile a doua oară. După 40 de zile de post, Moise a coborât cu al doilea set de 10 porunci în a 10-a zi a lunii a 7-a a calendarului sacru. Dumnezeu a stabilit acea zi ca ziua ispășirii deoarece era ziua în care au primit iertarea păcatelor de la Dumnezeu. Festivalul Trâmbițelor, care este prima zi a lunii a șaptea a calendarului sacru, a fost ținută suflând din trâmbițe cu voce tare pentru a reaminti israeliților. Ziua ispășirii este peste 10 zile. Toți israeliții să se pocăiască. În acest festival, ar trebui să fim capabili să predicăm Evanghelia suflând din trâmbițe tuturor oamenilor din lume, spunând, împărăția cerurilor este aproape să ne pocăim și să ne pregătim să primim împărăția cerului. Astfel, astăzi, mie aș dori să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi cu predica intitulată Festivalul Trâmbițelor și Trâmbița Pocăinței. Trâmbița Pocăinței Să vedem cuvântul lui Dumnezeu în Leviticul capitolul 23, versetul 24. Leviticul capitolul 23, versetul 24. Vorbește copiilor lui Israel și spunele: în luna a șaptea, în cea din zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Acest festival a fost ținut în Vechiul Testament și chiar și în Noul Testament. Data pentru acest festival, care este prima zi a lunii a șaptea, nu s-a schimbat. Hristos a schimbat modul de închinare de la sacrificarea animalelor, precum miei și Țad în închinare în Duh și adevăr de când a devenit realitatea sacrificiilor. Legea vechiului legământ s-a schimbat în legea noului legământ, dar datele Dumnezeu ne-a permis să comemorăm aceleași date ca și ei. Cu zece zile înainte de Ziua Ispășirii, un festival pentru a anunța pocăința, Dumnezeu i-a pus pe israeliți să sune din trâmbiță pentru a le spune să se pocăiască. Să examinăm voia lui Dumnezeu cu privire la pocăință. Să mergem la Psalmii, capitolul 7. Să ne uităm la Psalmii, capitolul 7, versetul 10. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește. În asupra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Dacă un om nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își va ascuți sabia. Noi suntem păcătoși care au păcătuit deja în cer și au fost expulzați pe acest pământ. Cu toate acestea, din moment ceea ce păcătoși vor să fie înălțați, pretinzând că sunt neprihăniți, Dumnezeu îi vede și își arată mânia în fiecare zi. Este, de asemenea, scris că dacă un om nu se întoarce la Dumnezeu, el își va ascuți sabia și își va încorda arcul. El se va pregăti să distrugă o astfel de persoană. Cu alte cuvinte, este scris în cartea psalmică că numai distrugerea, moartea și frica vor exista pentru cei care nu se pocăiesc. Să ne uităm la Ezechiel, capitolul 18. Ezechiel capitolul 18 versetul 30 De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui casă a lui Israel zice Domnul Dumnezeu Ce ar trebui să facă ei întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire Dumnezeu ne spune să nu rămânem în păcat, să nu continuăm să comitem lucruri păcătoase, ci să ne întoarcem repede de la acel păcat. Dumnezeu ne trezește la acest lucru spunând că dacă ne întoarcem de la greșelile noastre, nu vom fi distruși. Să continuăm cu Cartea Luca, capitolul 13. Luca, capitolul 13, versetul 2. Credeți voi, le-a răspuns Isus, că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți, ce se va întâmpla? Ei la fel. Toată lumea. Unul dintre cele mai importante mesaje pe care Dumnezeu le-a dat omenirii în Vechiul Testament și în Noul Testament este pocăința. Dumnezeu a spus, nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce a spus Dumnezeu despre motivul pentru care am venit pe acest pământ? Nu am învățat noi că am venit pe acest pământ din cauza păcatului? Noi a trebuit să recunoaștem că Dumnezeu ne-a dat timp să ne pocăim în timp ce suntem pe pământ, timpul să ne pocăim de toate păcatele și fără de legile pe care le-am comis în cer. Cu toate acestea, uităm complet de acest lucru și vrem să fim onorați și înălțați ca și cum am fi neprihăniți în timp ce trăim pe acest pământ, fără să ne pocăim deloc ca păcătoși. Ne trăim viața fără să ne dăm seama de acest lucru. De aceea Biblia spune, El își arată mânia în fiecare zi. Asta din cauza noastră, păcătoșii. Când păcătoșii se comportă ca păcătoșii și se smeresc, Dumnezeu poate arăta compasiune și milă față de ei, dar ei trăiesc ca și cum nu ar fi păcătuit niciodată. Și ceea ce este mai rău e că ei chiar își doresc să fie tratați mai bine de către alții. De aceea Dumnezeu ne învață aceste lecții. Fi smerit! Fii ca un slujitor. Slujește pe toată lumea. Prin festivalul trâmbițelor, trebuie să realizăm de ce aceste cuvinte sunt conținute în cala lui Dumnezeu a adevărului și să predicăm tuturor oamenilor din întreaga lume, spunând, din moment ce împărăția cerului este aproape, trebuie să trăim cu adevărat o viață de pocăință. Să transmitem cu toții acest avertisment celor care au uitat că sunt păcătoși și să transmitem mesajul mântuirii pentru ca ei să se pocăiască și să fie mântuiți. Să ne uităm la Cartea Luca, capitolul 5, versetul 29. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă, și o mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și, și cu păcătoși, Iisus a luat cuvântul și le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la, la ce a venit el să cheme păcătoși, o căință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Isus a spus, am venit pe acest pământ să chem păcătoșii la pocăință. În cartea Luca, capitolul 19, ce a spus El? El a spus că a venit pe acest pământ să ne salveze. Pocăința și mântuirea sunt strâns legate. Cei care nu se pocăiesc și cei care nu realizează cine sunt ei cu adevărat, nu pot participa niciodată la mântuirea lui Dumnezeu pe acest pământ. Din moment ce suntem păcătoși, Dumnezeu ne spune să ne smerim. Din moment ce suntem păcătoși, Dumnezeu spune: Voi trebuie să fiți cei care slujesc altora, nu-i așa? Ce părinți din această lume ar fi mulțumiți când copiii lor sunt într-o poziție mai joasă decât alții, slujindu-i? Dacă avem o înțelegere corectă a ceea ce am comis în cer și de ce am venit pe acest pământ, ne putem întreba ce fel de viață a trebuit să trăim pe acest pământ? În acest fel, chiar și din acest moment de astăzi, trebuie să fim cu toții capabili să reflectăm asupra noastră. Acesta este motivul pentru care Isus a spus, nu am venit să chem pe cei neprihăniți, ci să chem păcătoșii la pocăință și să-i mântuiesc. Acesta este motivul pentru care am venit pe acest pământ, Toată lumea, din moment ce suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu ar putea să ne facă să fim poziții înalte și să trăim o viață elegantă. Chiar dacă Dumnezeu ne poate pune într-o astfel de poziție, de ce vrea el să trăim o viață smerită și umilă, punându-ne în poziții inferioare ca slujitori? Ceea ce toți părinții își doresc pentru copiilor este să fie lăudați și serviți de alții. Cu toate acestea, Dumnezeu vrea ca noi să fim smeriți și să ne punem în poziții umile, care este voia Lui în spatele tuturor acestor lucruri, asta deoarece noi trebuie să trăim o viață de pocăință în fiecare zi ca păcătoși, fără a uita că am venit pe acest pământ pentru că am păcătuit în cer. Noi toți suntem păcătoși. Chiar dacă am fost botezat și am venit în Sion, noi încă ne considerăm neprihăniți și superiori altora. Când un păcătos trăiește ca un păcătos, alții se vor uita la el cu milă și o inimă plină de compasiune și vor avea milă de el. Cu toate acestea, din moment ce păcătoșii trăiesc ca și cum ar fi fără păcat, Dumnezeu spune: Îmi voi arăta mânia în fiecare zi. Acest lucru este scris în Psalmii, capitolul 7. Nu ar trebui să aruncăm un astfel de stil de viață? Din acest moment, astăzi, trebuie să ne gândim mai întâi. De ce am venit pe acest pământ? Atunci vom putea să ne smerim și să ne amintim că suntem păcătoși. Acest lucru ne va permite să-i mulțumim mereu lui Dumnezeu, spunând, Doamne, îți mulțumesc atât de mult. Sunt recunoscător chiar și cu asta. Să ne uităm la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostolii, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. După cum putem vedea aici, prin Apostolul Petru care a fost mișcat de Duhul Sfânt, Dumnezeu transmite întregii omeniri acest mesaj. Când ne pocăim, vom primi daruri. Harul prețios al iertării păcatelor și harul prețios al Sfântului Duh. Toată lumea, dacă nu știm cine suntem, nu ne putem pocăi. Dacă ar fi să trăim cu o minte arogantă, gândind, noi eram fiii și fiicele lui Dumnezeu, Princi și prințese care am trăit vieți luxoase în cer, e și ne ținem capetele sus. Ce ar spune Dumnezeu din cer când se uită de jos la noi? Ei nici măcar nu știu ce păcate au comis. Ei sunt încă imaturi. Nu trebuie să-L facem pe Dumnezeu să-și arate mânia asupra noastră. Dumnezeu este milos, plin de har, și bălând. Astfel, Biblia ne luminează asupra acestor lecții, frații și surorile ar trebui să se slujească unii altora, iertați-vă unii pe alții, din moment ce Dumnezeu ne-a iertat păcatele noastre mari, nu trebuie să devenim oameni neiertători. De aceea, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, subliniază, de asemenea, semnificația pocăinței. Să mergem la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 18. Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească, prin credința în mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Oriunde s-a dus apostolul Pavel, el a predicat spunând, ar trebui să vă demonstrați pocăința prin faptele voastre. El a predicat oamenilor pentru ca ei să se poată pocăi. Dumnezeu dă avertisment celor care nu ascultă mesajul pocăițivă. Cu toate acestea, în ciuda avertismentului, unii oameni spun cu ușurință, dacă mor, nu mă deranjează să mă duc în iad. Și așa că Dumnezeu le dă un alt avertisment. Să ne uităm la Romani, capitolul 2, versetul 5. Să vedem capitolul 2, versetul 5. Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătări dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viața veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea și va da și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strântorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Este scris în versetul 5. Dar, cu pietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Toată lumea, noi suntem păcătoși din cer. De ce am fost expulzați din împărăția cerului? În sens larg, noi nu am ascultat de poruncile sfinte ale lui Dumnezeu. Am ascultat cuvintele lui Satana, nu am ascultat de voia lui Dumnezeu și am fost expulzați pe acest pământ. Dumnezeu a acordat din nou marea sa poruncă întregii omeniri. Îi recunoaște pe cei care ascultă de porunca lui ca cei care s-au pocăit. Și acum cheamă toată omenirea pe calea adevărului numită Noul Legământ. Cei care au venit în adevărul Noului Legământ sunt cei care urmează voia lui Dumnezeu. Nu este scris în Apocalipsa capitolul 14 că cei care țin poruncile lui Dumnezeu pe acest pământ vor fi mântuiți. Întreaga lume este încă plină de oameni care nu s-au pocăit. De aceea noi trebuie să spunem acum întregii lumii, veniți înapoi în brațele Tatălui Ceresc și ale Mamei Cerești. Din moment ce suntem păcătoși din cer, Dumnezeu spune că ar trebui să fim smeriți și să slujim altora. Totul se datorează păcatelor noastre. Este voia lui Dumnezeu ca noi să spunem întregii lumii că pocăința este cel mai important mod de viață pentru păcătoși și datoria pe care trebuie să o îndeplinim. Nu ne-a întrebat Dumnezeu asta? Să vedem Matei, capitolul 28, versetul 18. Matei, capitolul 28, versetul 18. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dacă ne uităm cu atenție la cuvintele lui Di Matei capitolul 28, el a menționat tot ce v-am poruncit. Acest lucru poate fi ascultat numai de cei care s-au pocăit. Începând cu botezul, Trebuie să ne rugăm în noul nume, să primim noul Ierusalim, să ținem cele șapte festivaluri în trei perioade de timp ale noului legământ și să trăim o viață de ascultare de toate învățăturile lui Dumnezeu. Există ceva ce poate fi ținut fără pocăință? Putem urma cu adevărat acea cale numai când ne pocăim. Nu ar trebui să ținem festivalul trâmbițelor în fiecare an pur și simplu ca un eveniment anual, ci ar trebui să avem timp să ne gândim. Cine suntem noi ca fire? Cine sunt eu? De ce am venit pe acest pământ? Unde mă voi duce după ce părăsesc acest pământ? Să luăm în considerare toate aceste lucruri cu seriozitate, și din acest moment, ar trebui să renunțăm la dorința noastră de a fi onorați și tratați mai bine de ceilalți. Ar trebui să spunem acum: Am păcătuit în cer și am venit pe acest pământ, așa că este o mare binecuvântare că tu mi-ai permis să fac atât de multă lucrare. Îți mulțumesc atât de mult! Cei care nu realizează că sunt păcătoși nu pot mulțumi niciodată în toate circunstanțele. Totul ar fi plin de nemulțumire. Nu știe el cine sunt eu? Cum poate el să mă trateze în acest fel? Înainte de a avea un astfel de gând, vă rog să vă gândiți cu atenție la cine suntem. Cine eram noi? Am fost un păcătos, așa că sunt atât de recunoscător cu toate că sunt tratat în acest fel. Mai mult, Dumnezeu mă va lăsa să merg în cer. Dacă ne trăim viața de credință cu acest tip de inimă, Vom experimenta împărăția Harului în fiecare zi înainte de a merge la împărăția Cerului. Noi vom fi plini de bucurie în fiecare zi și vom trăi fără niciun stres până când vom intra în împărăția veșnică a Cerurilor. Unul dintre motivele pentru care oamenii sunt mereu nemulțumiți este deoarece ei nu știu cine sunt și au încă o inimă nepocăită. Cât de norocoși suntem să avem o astfel de viață acum? Vara aceasta. Probabil că ați experimentat o vară atât de lungă pentru prima dată. Ați experimentat vreodată o astfel de căldură înăbușitoare? A fost o vară foarte caldă pentru prima dată după 170 de ani. Cum a fost această căldură înăbușitoare? Au trecut doar câteva luni, dar a fost foarte dureros. Atunci, vă rog să vă gândiți la Iad. Nu durează doar câteva luni, ci în vecii vecilor. Pentru a ne salva de acolo, Dumnezeu a venit pe pământ și, cu toate că el merită să fie respectat, onorat și înălțat de omenire, el a ales calea crucii pentru noi și s-a sacrificat pe sine pentru a deschide calea ca noi să trăim. Când ne gândim la viața sa nobilă și sacrificială, ar trebui să fim capabili să reflectăm la ce fel de viață ar trebui să trăim prin acest festival al trâmbițelor. Dacă nu realizăm pe deplin că suntem păcătoși din împărăția cerului, niciuna dintre învățăturile lui Dumnezeu nu ne vor atinge inimile. E posibil să ajungem să gândim ce cuvânt minunat ne-a dat Dumnezeu. Din moment ce nu înțelegem de ce trebuie să punem acele învățături în practică și de ce trebuie să trăim o astfel de viață, totul va deveni dificil. Va deveni foarte dureros să faci eforturi și să lucrezi cu sârguință. Nu vom fi bucuroși. Acum ar trebui să putem gândi. Sunt un păcătos care merită să muncească mult mai mult decât atât. Sunt un păcătos care merită o pedeapsă mai mare decât aceasta. Totuși, Dumnezeu îmi permite să trăiesc o viață atât de confortabilă. Cu adevărat, primesc o astfel de binecuvântare și fericire incomparabilă. Cred că acesta este gândul pe care ar trebui să-l avem indiferent de poziția în care ne aflăm acum. Ar trebui să-i mulțumim și să-i dăm slavă lui Dumnezeu, în timp ce ne trăim viața în fiecare zi. De aceea, în Cartea Matei, capitolul 28, Iisus ne-a trezit la faptul că putem predica altora și ne supune învățăturilor sale numai atunci când ne pocăim. În cartea Iona, putem vedea că Iona a continuat să nu asculte de poruncile lui Dumnezeu când nu s-a pocăit. Chiar dacă Dumnezeu a spus: "Du-te la Ninive și predică voia mea", el a încercat să fugă la Tars, un oraș îndepărtat. Cu toate acestea, a fost o furtună îngrozitoare în mare și corabia pe care se afla era aproape să se spargă. Când s-a gândit la asta, a realizat că acesta nu era un fenomen natural care se întâmpla ci că Dumnezeul scutura. Când a fost aruncat în mare, nu s-a calmat marea într-o clipă? În timp ce a stat timp de trei zile în burta peștelui mare pe care Dumnezeul pregătise pentru el, el s-a rugat cu stăruință la Dumnezeu cu pocăință, mărturisindu-și păcatul. După ce s-a pocăit, a putut să-și îndeplinească misiunea în mod corect. El s-a dus să predice voia lui Dumnezeu, care a spus să proclame, încă 40 de zile, și Ninive va fi nimicită. Ninive era capitala Asiriei, iar poporul Asiriei îi chinuise mult pe israeliți. Când Dumnezeu i-a spus să meargă în mijlocul capitalei lor și să strige mesajul, s-a simțit atât de intimidat. Dacă ar fi făcut acest lucru, viața lui ar fi fost în pericol imediat. Oricine poate înțelege cu ușurință situația lui. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a cerut lui Iona să facă o astfel de lucrare. Iona, înainte de a se pocăi, a fost cu 180 de grade diferit de Iona după ce s-a pocăit. După ce s-a pocăit, el a spus, aș fi murit în burta peștelui. Am câștigat o viață nouă. După ce a predicat cu încredere voia lui Dumnezeu, întregul neam, de la împărat până la copilul cel mai mic al roabei și chiar și toate animalele lor, a postit. Rezultatul nu a fost ceea ce Iona și-a imaginat. S-a întâmplat opusul. Auzind avertizmentul lui Iona, ei toți s-au pocăit. Nu este consemnat în cartea lui Iona că toate dezastrele pe care Dumnezeu a plănuit să le aducă asupra lor au fost retrase din Ninive deoarece s-au pocăit? Înainte de a ne pocăi, judecăm și gândim la voia lui Dumnezeu în conformitate cu propriile noastre standarde. Cu toate acestea, așa cum Iona s-a schimbat complet după ce s-a pocăit, și noi trebuie să avem un punct de inflexiune numit pocăință. Probabil că noi toți am ajuns în acel punct până acum. Numai atunci vom putea realiza de ce Dumnezeu ne-a dat această învățătură și de ce ne-a poruncit să slujim altora, să ne smerim și să ascultăm de cuvântul său. Acum că știm totul, pentru cine au fost toate acestea? Ajungem să realizăm că Dumnezeu a pregătit o astfel de cale pentru ca noi să ne atingem fericirea, binecuvântările noastre, viața noastră veșnică și iertarea păcatelor noastre. Astfel, trebuie să mulțumim în toate circumstanțele. Gândiți-vă la o persoană care își compară viața cu a altcuiva gândind, el trăiește o viață mai bună decât mine. De ce sunt atât de sărac? Și continuă să cârtească și să se plângă, spunând, nu pot face asta sau aceea deoarece cred în Dumnezeu. Lumea în care intrăm acum este lumea veșnică. Înainte de a merge în acea lume veșnică, Dumnezeu a pregătit pământul, cetatea de scăpare, pentru a ne acorda timp să ne pocăim. Acum este timpul ca noi să fim desăvârșiți și să umplem ceea ce ne lipsea. Când o persoană trăiește timp de aproximativ 60 de ani, oamenii spun că personalitatea lui sau ei poate fi dezvoltată pe deplin. Să nu neglijăm festivalul care este sărbătorit la cea de-a 60 aniversare. Toată lumea, calea pe care Dumnezeu o conduce, este calea care ne conduce la fericirea veșnică. Așa că trebuie să fim capabili să dăm slavă lui Dumnezeu. Prin festivalul de toamnă sărbătorit în cea de-a 60 aniversare, să ne pocăim cu toții ca Iona și să participăm la lucrarea de mântuire ca să putem conduce multe suflete la pocăință și să găsim roade bune, frumoase, abundente, roade lucrătoare și chiar și pe cei mai tineri. Sperând că ați primit mult har, aș dori să închei predica de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult!